Spuneți-ne, domnule, cum îi să ai aparate din astea profesionale? E foarte arhaic, pentru că e o costutoare din anii 1400. Și cam face figuri. Încă nu m-am învățat pe deplin cu ea, dar încep să-i aflu baiurile. De exemplu, dacă folosesc benzină aditivată, benzină extra, cum îi zic eu, face figuri. Dacă folosesc benzină standard, mere mai bine. Dacă mă duc comod pe scaun, pe drum, mă pot duce șezând pe scaun, la distanță de, eu știu, un kilometru, doi. Însă dacă mă duc cu ea la casă, stând pe scaun, mi se strică roata. Mi s-a stricat o roată și uite, i-am schimbat roata. Pe când i-am schimbat roata, acum face figuri pornire. Dar... acum ai verific scânteia și se pare că nu prea are scânteie. Am umblat la fișa asta de am verificat-o să facă contact. Na. Dar bujea e destul de nouă, am curățat-o, am ars-o. Mi-am echipat aici utilajul cu pere de sârmă, cu tot ce trebuie. Însă... poate ai prea curățat-o. Da. Cămașa asta am curățat-o, sper să nu murdăresc până ajung la lucru. Îmi place să lucrez curat. Hai și... vezi dacă face scânteie când îi trag eu la sfoară. Dar unde să facă scânteie? Ia aici, Ani. Unde e bujia? Aici, la capul ăsta, între piesa aia rotundă și electrodul ăla sau ce e acolo, ar trebui să se facă scânteie. Deci n-am putut eu vedea până am us scânteia. Face scânteia. Din cauza soarelui. Atunci, mie îmi bujea la loc. Hai să vedem. Doamne ajută. Aha. Ce să facem? Astea ne sculele din 1400. Cu astea lucrăm, că n-avem tractor, n-avem costutoare, numai asta. Așadar, am început să tușească și mai bine, ceea ce înseamnă că urmează să pornească. Am aflat și am învățat până la urmă că trebuie și bujia curățată foarte, 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 foarte bine. Dar mai repede să pornească. Văd că ți-ai adus și întăriri. Tu mi-ai adus. Mulțumesc. Astăzi costăm o tavă, pentru că suntem în 11 august și avem o vecină aici în sat care ne-a dat livada ei să o cosim. S-a făcut o tavă bună cu ploaie scurt și avem câteva zile uscate, suntem foarte, foarte nerăbdători să facem un pic de o tavă de calitate la animale.
sunteți gata. Mie și Andreea din urmă, că mai rămas pe lângă pom. Hai, dragă, să-ți iau un interviu. Bună ziua! Cum v-a plăcut Sănătate. Acest experiment? Foarte frumos. E frumos așa pe la umbră, pe între pom, nu? Mhm. Să-ți văd ochișorii. Da, bine, lasă microfonul. Nu fi ca acela care le întreabă cineva ceva și ține microfonul de emoție. Cum? Ce să ceai? Am gătat, dragă, suntem gata. Am terminat, da. Îmi pun roțile înapoi pe utilaj și rota, pe acasă. Rota. 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 Ce facem? Merem acasă? Merem. Și acasă ce facem până... Acasă? E ora două. Ne punem să mâncăm ceva, că e târziu. Ne mâncăm așa. Mm-hmm. Hai să merem. Hai. Mulțumim de vizionare. Trebuie să zici tu finalul. Vă salutăm și ne vedem data viitoare. Neapărat să ne lăudați în comentarii că ia ce harnici am fost și scrieți-ne cum e pe la voi vremea. La noi s-o cam gătat cu ploile și a fost destul de mult fânt aici, așa. A fost o tavă așa mai potrivită. Dat fiind că suntem în 11 august. Dar ne bucurăm că s-o cam gătat cu ploile. Le mulțumim foarte mult membrilor canalului Orășana Țară care ne susțin lună de lună și abonaților care ne urmăresc lună de lună. Și cei care vizionează și se uită. Și cei care vizionează ocazional să se aboneze și să activeze clopoțelul ca să vadă când postăm. Ia ce fain e tu! Fâneață în Maramureș. Cine a mai văzut așa ceva? Tu ai mai văzut așa fâneață faină? Ai de mine. O năframă ți-ar trebui să te poți cearge cu colțul de la năframă la gură. Chiar că. No, am făcut echipă bună. Am cosit. Am și tomnit. Merem către casă. Ce zici, o curesc un pic? Da, mă gândesc să o întreb pe tanti Trezuca dacă nu și-o dat o tava de acolo de lângă noi, să merem și acolo la ea. Nu prea merge. Cu de-aia mai pus o curăță, să mă umplu de goz. Bine, fie că nu merg cu el la discotecă.